Zisa Domnul către ucenicii săi, poziți-vă de cărturarii cărora le place să umble în haine lungi și să le se închine lumea prin târguri, să stea pe scaunele cele din tâi în sinagogi și în locurile cele din tâi la ospețe. Ei care mănâncă vârfuri casele și de ochii lumini de lung se roagă, păi vor lua mai multă osândă. Și privind, a văzut pe cei bogați aruncând darurile lor în cutia darurilor din templu, a văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bani și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a pus mai mult decât toți, căci toți aceia au aruncat cadavrul lui Dumnezeu din prisosul lor, iar aceasta din sărăcia ei a aruncat toată avuția pe care a avut-o. În numele Domnului și al Fiului și al Sfântului, în momentul în care Adam a primit poruncă să mănânce din toți pomii din rai, el, de fapt, se întărea pe orizontală în identitatea pe care a primit-o el, ca după aceea să crească și mai mult în putere, în vedere și în iubire față de Dumnezeu, și atât cât vedea, atât și iubea, și cât iubea, atât înțelegea și cu atâta se identifica. Adică se unea cu Dumnezeu, identificându-se ca om, adevărat om duhovnicesc, unindu-se atât de mult cu Dumnezeu, fără să se confunde. Deci în ce creștea Adam, iubiți credincioși? Într-o stare de a fi, nu de a avea. Căzând omul din starea aceasta duhovnicească, iată că a pierdut legătura cu capul său, și toată mișcarea inimii sale a fost pe o orizontală către verbul a avea. Și atunci el s-a identificat cu ceea ce a posedat, cu ceea ce a avut. Și Domnul spune clar, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. După căderea omului în păcat, umanitatea întreagă a devenit iubiți credincioși ca un toiag căzut din mâna stăpânului, cum știm în exemplul lui Moise, un toiag care s-a transformat în șarpe, o mână care a ieșit din sânul său și s-a umplut de lepră. Deci iată că umanitatea întreagă s-a identificat cu demonul, s-a identificat cu boala, s-a identificat cu orizontala și cu toate căutările pământești, și atunci iată că în continuu trupul, corpul șarpelui n-a fost altceva decât o onduire neîncetată, o zvârcorire neîncetată în căutarea capului și a identității. Abia când a venit pe pământ Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iată că în persoana a doua a Sfintei Treimi, omul și-a regăsit identitatea, pentru că în omul Iisus s-a refăcut legătura cu Dumnezeu. Dumnezeu adevărat și om adevărat, iubiți credincioși, omul devenind cu adevărat fiu al lui Dumnezeu după har, pentru că fiul lui Dumnezeu s-a făcut fiul omului și și-a găsit identitate. Fiu al lui Dumnezeu după har, adică Dumnezeu după har și după ființă, acesta este omul. Dar, iubiți credincioși, există un cuvânt care spune așa, spune cu cine umbli ca să spun cine ești. Dar acest cuvânt poate fi extrapolat la mult mai multe nivele. Pentru că omul s-a identificat cu neamul său, cu țara sa, cu familia sa, cu casa sa, cu averea sa, cu poziția lui socială, cu tot ceea ce a avut el pe orizontală
și cu toate s-a identificat. De aceea omul a încercat să cuprindă în câteva cuvinte această stare de identificare. Și am putea spune, spune-mi unde locuiești și cum locuiești, ca să spun cine ești. Spune-mi, din punct de vedere administrativ, să zic așa, spune-mi unde locuiești, ca să spun cine ești. Spune-mi al cui ești, din ce neam ești, ca să spun cine ești. Din punct de vedere social, spune-mi în ce grupare ești, cu cine te însoțești, din ce partid faci parte, din ce structuri faci parte, ca să spun cine ești. Și omul a încercat să se identifice cu casa, cu masa, cu averea, cu societatea, cu gruparea, firma, cu partidul, cu neamul. Și spune-mi cu ce te hrănești, ca să spun cine ești. Spune-mi ce gândești, ca să spun cine ești. Și iată că la nivelul trupului prin hrană, la nivelul rațiunii prin gândire, omul a încercat să rafineze această identificare, dar toate sunt false, spune-mi. Pentru că sunt, de fapt, niște căutări în exterior, niște identificări a minții cu comoara pe care mintea, prin rațiune, o identifică ca fiind averea ei. Dar singura căutare și avere reală este căutarea minții în inimă. Și acolo, în inimă, zice credincioși, putem spune cu adevărat, spune-mi cui te închini, ca să-ți spun cine ești. Dacă te închini, poate lui Allah, poate lui Buddha, poate altor zei de pe fața pământului, materie, avere, spune-mi cui te închini, ca să-ți spun cine ești. Dar te identifici cu adevărat ca om duhovnicesc, ca fiu al lui Dumnezeu după har, doar dacă te închini Dumnezeului cel Treime, slăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă, și atunci, dacă te închini adevărat, iată că îl recunoști pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, și dacă îl recunoști pe El, te închini Lui ca Dumnezeu și om adevărat, și în felul acesta, tu fiind frate cu El, prin botezul în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, se poate spune despre tine că ești creștin, și nu orice fel de creștin, ci creștin ortodox, și te închini în biserica adevărată, credința adevărată, Dumnezeul cel adevărat, și te-ai găsit pe tine, ți-ai găsit locul inimii, care a devenit o realitate și o potență în botezul ortodox, și atunci, adunându-se mintea în inimă, poți spune cuvântul care este singurul și real. Dacă comoara ta este în inima ta și nu în afara inimii, dacă Dumnezeul tău este în inima ta și nu în orice altceva din afara ființei tale, poți să spui clar, spune-mi cui te închin, ca să spun cine ești. Dar săptămâna aceasta este săptămâna Vameșului și a Fariseului. De aceea, zic că nicioși nu-i de ajuns să te închini Dumnezeului celui adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, unul ființă trăit în persoană. Nu, ci putem continua și detalia și contura acest cuvânt. Spune-mi cui te închini și cum te închini, ca să spun cine ești. Pentru că poți să vii în fața Dumnezeului cel adevărat și să te închini ca un fariseu. Și abia atunci ți-ai dat arama pe față. Abia atunci se vede clar dacă ești un mormânt văruit sau nu, dacă ești chimbal răsunător sau nu, dacă ești spoială sau nu, dacă ești aramă sau aur, nu doar că te închini lui Dumnezeu și vii în Biserica Ortodoxă și vii și spui crezul cu glas tare în primul rând, ci dacă închinarea ta este cu credință și cu credință smerită, precum a sutașului, nu cu o credință drăcească plină de mândrie ca a vameșului, ci cu o credință smerită și umilită ca a vameșului și nu a fariseului. De aceea, iubiți credincioși, fariseul avea credință, dar plină de mândrie drăcească, iar vameșul avea o credință
smerită, plină de umilință și s-a întors mai îndreptat, dar nu îndreptat total la casa sa. De ce spunem lucrurile acestea, iubiți credincioși? Pentru că în pericopa evanghelică de astăzi, Domnul spune clar că te ucenici să-i păziți-vă de cărturare. De cărturarii cărora le place să umble în haine lungi și să le se închine lumea prin târguri. Haina lungă este un veșmânt arhieresc, este un veșmânt preoțesc, este un veșmânt împărătesc. Haina lungă este o demnitate, este un veșmânt de cinste. Dar când tu ai exagerat, cum am spus că fariseul este un om al extremelor, când tu ai exagerat și ai lățit filacteriile, ai lungit haina, ai înmulțit ciucurii ca să stai în față, în haine lungi și să ți se închine ție lumea prin târguri, nu tu să te închini în taină, smerenie sau în templu în fața lui Dumnezeu, ci tu ieși și duci rugăciunea ta în târguri și acolo vrei ca lumea să ți se închine ție. Nu tu să slujești lumea ca lumea să vină la Dumnezeu și apoi împreună să ne închinăm la Dumnezeu cel adevărat. De ce ai făcut, fariseule? Ai stricat haina și ai stricat și închinarea, ai stricat și rugăciunea, ai stricat toate. Domnul spune clar, păziți-vă de acești cărturari. De ce? Pentru că ei își argumentează fariseismul lor cu argumente din scripturi și din cărți, spunând că așa trebuie. De aceea spune clar, lor le place să stea pe scaunele cele din tâi în sinagogi și în locurile cele din tâi la ospețe. Da, cel care are haină lungă, împăratul și arhiereul, preotul și clericul, trebuie să stea întâi în templu, aici în altar, trebuie să stea primul la masă care are cinste și autoritate, el trebuie să slujească și să binecuvinteze, nu să stăpânească și să blesteme sau să lege. De aceea, iubiți credincioși, a pervertit și autoritatea, nu numai haina, a pervertit și locul de cinste din altar sau de la o masă. Pentru că după biserica aceasta în care suntem acum, se continuă la masă, unde cel care a binecuvântat cinstitele taine și au devenit sfinte taine, binecuvintează și bucatele ca să fie sfințite și pline de har. Dar ei stau în față pentru a fi slujiți, nu pentru a sluji. Stau în față pentru a fi priviți de oameni, nu a privi pe toți să vadă dacă sunt cum trebuie hrăniți duhovnicește și trupește în casa lui Dumnezeu. Feriți-vă de cărturari, că le place să mănânce casele văduvelor și a orfanilor și a necăjiților și a omorâților, pentru că nu se duc acolo ca să vadă necazuri. Nu se duc acolo ca să susțină familia, ci dacă mai are o picătură în numele lui Dumnezeu și pe aia o ia. Pentru că pic cu pic, rămășiță cu rămășiță, el își face o avere, iubiți credincioși. Feriți-vă de cărturare care de ochii lumii îndelung se reagă, pentru că își vor lua multă o sândă, îndelung se roagă. O să-i vedeți că ăștia plâng la comandă. Ei se roagă îndelung ca să facă poze de rugăciune, dar nu fac cateheză, nu explică poporului. Nu mărturisesc credința, nu o sândesc erezia, ci fac poze îndelungi de rugăciune, soboare de preoți și așa mai departe, dar când trebuie să spună ce trebuie să spună, au duh mut și surd. De ce? Pentru că sunt farisei. Toți aceștia sunt niște farisei. Iubiți credincioși, spune clar Domnul nostru Iisus Hristos, privind, a văzut pe cei bogați aruncând darurile lor în cutia darurilor din templu. Au venit la templu ca să fie văzuți. Au venit la templu ca să-și împace conștiința cu Dumnezeu. Facem afacere de câteva miliarde și dăm și noi vreo 100 de milioane de ochii lumii la templu ca să ne mustrăm, să ne ușurăm mustrarea de conștiință pentru bani primiți, ori de pe la vreo uniune, ori din bani publici, ori din altă parte, ori deviați pe filantropie, pe asociații și așa mai departe,
și îi vinde ochii lumii. Dar iată că a fost o văduvă săracă, aruncând acolo 2 bani. Și a zis, adevărat vă spun vouă că această văduvă săracă a pus mai mult decât toți. De ce? Pentru că a pus tot ce avea. De ce? Pentru că ea a aliniat mintea, cuvântul și fapta. Ea ce a avut în inimă, a avut și în faptă, a avut și în virtute, a avut și în banii, a avut tot. Totul le-a unificat și toată inima ei i-a dat-o lui Dumnezeu. Și Domnul spune clar, adevărat vă spun că această văduvă a pus mai mult decât toți, iar toți ceilalți au aruncat ca darul Dumnezeu din prisosul lor, din afara lor, nu din inima lor. De aceea, iubiți credincioși, feriți-vă de cărturari, feriți-vă de farisei, feriți-vă de pseudo-rugători, pseudo-închinători, pseudo-evlavioși. Această fățărnicie este cea care aduce cea mai mare pagubă bisericii. Domnul spune clar, păcătosul autentic, vameșul, desfânata, tâlharul, care așa este el, cum este el, vine la biserică, se închină, se roagă, se pocăiește și îl deslege, îl binecuvintezi, vine întunecat și pleacă luminat, vine strâmb și pleacă mai îndreptat, vine cu lacrimi și pleacă cu veselie în suflet și luminat la chip, pentru că Domnul primește sinceritatea pocăinței lui. De aceea, iubiți credincioși, feriți-vă de fariseism ca de o boală cumplită. Și această pericopă evanghelică este mai argumentată, mai clar pentru vremurile de astăzi, ca și cum ar fi o poză perfectă a ceea ce se întâmplă de către Sfântul Apostol Pavel către Timotei, spunându-i, în zilele cele din urmă vor veni vremuri grele. Zile din urmă și vremuri grele. Adică războaie, cutremure, boli, suferințe, tot soiul de probleme și de frământări grele. De ce? Din cauza naturii? Din cauza sărăciei? Din cauza cerului sau pământului? Nu. Vremurile grele vor veni pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Deci iubirea de sine și fariseismul este cea care determină ca vremurile să fie grele. Este o proiecție în exterior a ceea ce este în interior. Vor fi iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de sine, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu. Și aici, iubiți credincioși, după ce le enumerează pe toate, spune clar Sfântul Apostol Pavel, având înfățișarea adevăratei credințe fățarnicii, dar tăgăduind puterea ei, depărtează-te de aceștia, depărtează-te de duhul și de aluatul fariseilor, depărtează-te, ieșiți din mijlocul lor și vă oseviți, zice Domnul. Stau cu păcătoșii, cu tulharul, cu desfânata, dar nu stau cu fariseul, cu cărturarul, cu vameșul și cu ereticul. Ereticule sunt, curvarule sunt, netrebnicule sunt, spunea Ava Agaton. Ereticule și fariseule nu sunt. De aceea să învățăm în această sâmbătă, în duminica, în săptămâna vameșului și a fariseului, din cuvântul Domnului, din cuvântul Apostolului, care toate se adună într-o icoană a vremurilor noastre. De asta suferim noi. Nu încercați să restaurați vremurile și timpurile luptând ca proștii și ca nebunii, după cum spun ori papa, ori conducătorii politici, ori cei cu ori noua ordine mondială, ca proștii și ca nebunii luptând pentru a rezolva problemele mediului, problemele încălzirii globale, problemele sociale, problemele de tot felul. Nu asta e problema. Problema este morală și nu problema morală este problema, ci problema duhovnicească, pentru că moralitatea decurge din partea verticală a relației
de duhovnicie cu Dumnezeu. Și dacă vii în fața Dumnezeu ca păcătos, e una. Dacă vii ca fățarnic și fariseu, e cumplit. Este cea mai cumplită boală. De aceea, iubiți credincioși, spune Domnul să ne ferim de ei. Din toate aceste cuvinte pe care le spune Apostolul, cleveritor, neînfrânați, cruzi și așa mai departe, aș accentua cuvântul trădători. Pentru că ei trădează credința, înfățișându-se ca și cum ar fi fii ai adevăratei credințe, dar tăgăduiesc puterea ei. Nu cred. Ei tăgăduiesc puterea crucii, de aceea îi acceptă la masă pe cei care nu poartă cruce. Protestanți pe protestanți și mai departe. Ei tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu care este Sfânta Cruce. Ei tăgăduiesc puterea din Sfintele Taine pentru că ei nu cred că pe Sfânta Masă este trupul și sângele Domnului, ci stau la masă cu cei care fac așa zise liturghii, care pentru ei ostia sau altceva, protestanți, neprotestanți sau papistași, pentru ei liturghia și darurile lor sunt un simbol, o amintire a ceea ce a fost acum 2000 de ani. Ei nu cred că pe Sfânta Masă e chiar trupul și sângele, carne și sânge, este Hristos Euharistic. Nu cred, tăgăduiesc puterea Sfintelor Taine. Tăgăduiesc, iubiți credincioși, puterea Harului. Tăgăduiesc puterea crucii. Tăgăduiesc și sfințenia Sfintelor Moaște. De ce? Pentru că nebunii, de la cei mai mari până la cei mai mici, îndrăsnesc să dăruiască în mod ecumenist Sfinte Moaște la eretici. Vă dați seama că îi tăgăduiesc puterea credinței și puterea Sfintelor Moaște? Ei îndrăsnesc să dăruiască icoane la eretici. Tăgăduiesc puterea și sfințenia Sfintelor Icoane. Și o să dăruiască și au dăruit, cred că, și Sfinte Taine la eretici, având chiar liturghii comune, nu doar vecernii sau rugăciuni din acestea în săptămâna ecumenistă. Și acestea sunt trădători, iubiți credincioși. Deci, pe lângă trădătorii pe orizontală de orice fel, pentru că sunt trădători la nivel politic, trădători la nivel militar, trădători la nivel economic, financiar, administrativ, în fel și chip, trădători și trădători farisei care sunt pe funcții și care pentru a-și păstra postul trădează orice, există trădător mai periculos decât toți, este cel care este pe verticală în biserică, arhiereu, teolog, preot, cleric, care el zice că este de-a nostru, dar nu este de-a nostru, are haine lungi, dar el speculează veșmântul ca de fapt să stăpânească poporul, dar el trădează biserica cu ecumeniștii și cu ereticii și în felul acesta trădătorul, iubiți credincioși, este cel mai urât precum trădătorul de Iuda, trădează biserica. Vă îndemnăm în perioada care urmează, în perioada postului, să faceți o reconsiderare interioară. Nu vă culcați pe ureche crezând că nu sunteți trădători. Ia uitați-vă fiecare în felul vostru, la locul vostru, la slujba voastră. De ești profesor, ai trădat când copiii au stat cu botniță? De ești medic, ai trădat când s-au aplicat protocoale și ai primit bani mulți? De ești politician, ai trădat când au venit în țară tot soiul de vaccinuri și au fost înțepați oamenii și au trecut sub ochii tăi legi între Crăciun și Anul Nou și ai trădat? Ia uite-te orice ai fi tu, la locul tău, ai trădat sau nu ai trădat? Și dacă ai trădat, căiește-te, pocăiește-te, vine perioada postului. Spune în fața lui Dumnezeu, poate au murit oameni din cauza ta. Poate schingiuit suflete din cauza ta. Poate ai pierdut neamul și țara din cauza ta. Poate că credința noastră ortodoxă și biserica a suferit din cauza ta, trădătorule, arhiereu, patriarh, mitropolit, ai fi tu, care ai dat girul ereticilor să intre în turma lui Hristos. Și atunci Domnul spune clar, depărtați-vă de ei, nu stați în mijlocul lor, pentru că îi va trăsni într-o clipă Dumnezeu când nu se vor aștepta ei. Dar nu vor merge mai departe, pentru că nebunia lor va fi vădită tuturor, precum a fost și acelora din timpul Moise, adică al lui Iane și al lui Iamble, care au căzut, iubiți credincioși, la pământ și a înghițit pământul. De aceea, să ne trezim cu toți, să ne căim sincer de păcatele noastre, dar să nu fim farisei sub nicio formă. Vedeți că nebunii
pregătesc în continuare potirul comun, unirea tuturor religiilor, fariseismul la cel mai înalt grad. În numele unei biserici mondiale, în numele adevărului sau pseudo-adevărului lor, în numele iubirii, a toleranței, a unității în diversitate, vor pregăti un potir comun de 100 și ceva de ani. De 100 de ani lucrează la ecumenism. Cu ajutorul cui? A fariseilor și a codilor de topor. De 100 de ani lucrează la noua ordine mondială. Cu ajutorul cui? Cu ajutorul fariseilor și a trădătorilor. De 100 de ani se pregătește taina fără de lege și înscăunarea lui Anticrist. Cu ajutorul cui? A fariseilor, duplicitar și a trădătorilor sub toate aspectele. De aceea o să vedeți preoți care vă adorm conștiințele. Ei au o teologie a amorțirii conștiințelor. Stați liniștiți. Nu se întâmplă nimic. Nu vin vremurile acum. Nu este prigoană. Lăsați că trece. Doar nu suntem apocaliptici. Și o să spun în fel și chip. Nici noi nu suntem apocaliptici chiar dacă ne acuză. Dar vă spunem precum Domnul nostru Iisus Hristos. Feriți-vă de aluatul fariseilor și a cărturarilor și privegheați și vă rugați că nu știți nici clipa, nici ceasul. Amin.